Bună seara, stimați cetățeni, stimați colegi mass media. După cum am promis, la orele 19:30, când ne vom revedea în acest briefing și respectiv vom aduce la cunoștință cum Inspectoratul General de Poliție își exercită acele responsabilități care au fost stabilite suplimentar pentru asigurarea bunei desfășurări a scrutinului electoral. Astfel, în vederea asigurării ordinii publice și prezenții cetățenilor la sesiile de votare, poliția în continuare își desfășoară activitatea în adecentul 100 de metri de la sediile sesiilor de votare, astfel monitorizând, intervenind și reacționând la diferite sesizări, încălcări, precum și asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică. Totodată, vreau să menționez că în zona de securitate administrativ-teritorială, poliția în continuare la fel își exercită atribuțiile de asigurare a securității publice pentru a nu admite careva escaladări sau situații de periclitare a drepturilor fundamentale a cetățeanului. Până la moment, vreau să menționez că la compartimentul de prevenire și contracarare a încălcărilor electorale, poliția a documentat peste 381 de cazuri, fiind sesizată în acest sens. Acestea este o cifră totală de la începutul campaniei electorale până la orele 19:00 a zilei de astăzi. Doar pe parcursul zilei, începând cu orele 7:00 până la orele 19:00, poliția a fost sesizată în 242 de cazuri, dintre care 80 de sesizări parvenite în adresa Secretariatului Inspectoratului General al Poliției, 71 de aceste sesizări vizează cazurile de transportare a alegătorilor la secțiile de votare, precum și acțiunile organizate cu scopul de a determina alegătorii să voteze pentru un anumit candidat. Deci eu, la moment, vociferez conținutul sau faptele relatate în aceste sesizări și 9 încălcări privind efectuarea agitației electorale în ziua precedentă alegerilor și inclusiv în ziua alegerilor, fapt care iarăși țin să menționez că aceste 80 de sesizări au parvenit din adresa reprezentanților concurenților electorale. În toate cazurile este dispusă verificarea, se dispun acțiuni de constatare, de administrarea probelor și respectiv de a stabili prezența bănuielii rezonabile sau lipsa acesteia, punerea în evidență a cazurilor și respectiv expedierea conform competenței în cazul că vom stabili alte acțiuni care sunt reglementate de legislația penală. Totodată, țin să menționez că o mare parte din conținutul acestor demersuri sunt la Indigo și respectiv sunt fixate multe cazuri care faptele fie că au fost consemnate în prima jumătate a zilei, iar sesizările parvin abia acum, fapt care îngreunează poliției să identifice transportul și respectiv să efectueze unele acțiuni ce se impun. Că sunt acestea intenționat tergiversate, că sunt alte motive, deja o să le stabilim în cadrul examinării. Totodată vreau să menționez că poliția instrumentează 19 sesizări cu privire la afișajele electorale, acestea fiind în Basarabeasca, Chișinău, Brăceni, Călăraș, Cimișlia, Comrat, Iedine, Storești, Nisporeni, Sângerei. În 4 cazuri poliția a finisat deja controlul, altele 15 sunt în examinare. Totodată, în vizor, la examinare avem 22 de cazuri de agitație electorală, și e vorba de situațiile declarate în anii noi, Chișinău, Brăceni, Cahul, Ceadărlunga, Comrat, Dondușeni, Glodeni, Ialoveni, Orhei, Soroca, Telenești, Ungheni, Vulcănești. În 5 cazuri, controlul a fost finisat, în altele 17 cazuri, acțiunile de constatare sunt în derulare. 24 de cazuri referitoare la transportarea alegătorilor, care au fost sesizate unitățile teritoriale ale poliției, în afară de cele care eu le-am menționat supra, au fost sesizat Secretariatul Inspectoratului General al Poliției.
Deci aici vorbim despre anii noi, Bender, Căușeni, Comrat, Drochia, Dubăsari, Fălești, Florești, Hâncești, Orhei, Rezina. În 5 cazuri, poliția a finisat controlul, în altele 19, la moment, se desfășoară acțiunile de constatare. Avem 14 cazuri suplimentar care au fost sesizate ca bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor. Vorbim despre Anene Noi, Bender, Chișinău, Cahul, Căușeni, Drochia, Iedeniți, Florești, Ialoveni, Strășeni, în 2 cazuri. Deci faptele nu și-au găsit confirmare, altele 12 se instrumentează în conformitate cu procedura de constatare. Acumularea și administrarea probelor pentru constatarea existenței sau inexistenței faptei sesizate. Totodată vreau să trag atenția că la moment poliția examinează și 4 cazuri care se referă la nerespectarea măsurilor antiepidemice și e vorba de Creuleni, Florești, Dubăsari, Comrat. În 2 cazuri deja controlul a fost finisat cu decizii luate și în 2 cazuri controlul continuă. 21 de cazuri se referă la incidente cu buletinele de vot. Dacă până la penultimul briefing, că acesta suntem în ultimul briefing, am avut situațiile de fotografiere a buletinelor de vot. La moment avem înregistrat un caz de deteriorare a buletinului de vot și respectiv un caz de neaplicare a ștampilei la buletinul de vot. În aceste cazuri au avut loc în Bălți, Chișinău, Cahul, Cantemir, Dondușeni, Fălești, Strășeni, Ștefan Vodă, Ungheni. În 7 cazuri, poliția deja a finisat controlul, în alte 14 cazuri s-a dispus procedura de constatare. Totodată, am fixat și 3 cazuri, care se referă la incidente cu urna mobilă, respectiv e vorba de comuna Cedrulunga Leova și aspectul constă în deteriorarea ștampilelor atunci când sunt utilizate. La fel am fost sezizați de un caz privind vot multiplu în Anene Noi. Pe acest caz se desfășoară activitățile de acumulare și administrare a probelor pentru constatarea existenței sau inexistența faptei sesizate și respectiv vom stabili procedura de examinare în continuare prin prisma bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii. Alte 52 de cazuri vizează alte acțiuni decât cele cu caracter electoral care s-au admis în adiacentul secțiilor de votare. În 18 cazuri, poliția deja a încheiat controlul și a stabilit calificarea juridică cu aplicarea documentării corespunzătoare. În alte 34 de cazuri se desfășoară activitățile de colectare și administrare a probelor pentru a stabili existența contravenției sau ulterioară a infracțiunii. Este de menționat faptul că pe parcurs am avut implicare în verificarea a 20 de cazuri de deconectări de energie electrică, cea mai lungă durată fiind de 44 de minute, e vorba de Cantemir Ghiltosu, și cea mai scurtă durată fiind de 4 minute, e vorba de secția de votare 9/7 Călăraș. În alte 2 cazuri, deci poliția a fost semnalată cu privire la deconectarea de la internet. Deci vorbim de o secție din Comrat. Deconectarea a durat deci aproape 10 minute și o altă secție de votare din Dondușeni, durată de peste 15 minute. În acest sens, vreau să atrag atenția la cetățeni că în continuare poliția va asigura nivelul de securitate și de ordine publică. Începând cu orele 21 de momentul închiderii secțiilor de votare, poliția va asigura paza secțiilor de votare și integritatea membrilor biroului electoral în vederea asigurării procesului de numărare și întocmirea documentației electorale, după care poliția va însoți cu măsuri de precauție și de prevenirea oricăror încercări de perturbarea situației,
deci membrii comisiilor electorale către circumscripțiile electorale pentru transmiterea documentației electorale și respectiv a buletinilor de vot. Și totodată vom asigura și securitatea instanțelor de judecată din momentul când buletinele de vot vor fi predate în instanțele de judecată pentru examinare. Totodată, deci să nu uităm de cele recomandări de bază pe care le-am menționat de fiecare dată, anume măsurile de precauție privind sănătatea publică, deci neadmiterea comportamentului agresiv-violent, evitarea oricăror conflicte, sesizarea despre orice întâmplare care persoanele sunt cunoscute sau deci au auzit despre anumite întâmplări cu tentă electorală și anume în aspecte de încălcare a legislației electorale. În continuare se asigură ordinea publică la cele 5 secții de votare care au fost create pe teritoriul Republicii Moldova pentru cetățenii din Bulgaria pentru a-și exercita dreptul la vot și respectiv libera exprimare. În procesul activităților demarate, careva încălcări de ordine și securitate publică la aceste secții de votare nu au fost admise. Am vorbit despre încălcări, dar nu am menționat despre faptul că avem cetățeni responsabili care și-au exercitat dreptul la vot onest, care au sesizat eventualele încălcări. Pe această cale țin să le mulțumesc. Mulțumesc separat, vreau să-l aduc colegilor de mass media care ne urmăresc și respectiv asigură informarea societății cu informațiile pe care poliția le postează și respectiv suntem recunoscători de faptul că se asigură informarea din sursele veridice. Următorul briefing îl vom susține, cel de totalizare, la orele 20:30, unde vom veni cu ultimele informații, statistici și situații care s-au creat pe parcursul zilei de astăzi și ulterior care pot apărea. Vă mulțumesc mult, o seară frumoasă în continuare!